are loc ședința extraordinară convocată de îndată, din luna noiembrie 2023, convocată de către primarul orașului Comăneci. Sunt prezenți 13 consilieri aici fizic în sală, iar 6 prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să... Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc pentru că ați răspuns favorabil la invitația noastră. Pe ordinea de zi avem două proiecte pe care le vom supune dezbaterii și aprobării. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul. Reabilitarea moderată a clădirii publice. Sediu administrativ din strada Gârlei, fără număr, orașul Comăneci, județul Bacău. Este vorba de fostul sediu al clădirei de la gaze. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 10, fondul local, cod C10I3127. Și al doilea proiect, vorba de proiectul de hotărâre aici la clădirea de la gaze, valoarea totală a proiectului este de 5.317.978 de lei, din care eligibil 3.110.839 și neeligibil 2.207.139 de lei. Și al doilea proiect este proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Rebreanu, Comănești, și la structura arondată școala numărul 4, Comănești. Este vorba de un proiect pe care îl derulăm și sperăm să-l și finalizăm cât de curând. Valoarea totală a acestui proiect este 21.846.775 de lei, din care eligibil 18.147.536 de lei și valoarea neeligibilă pe care trebuie să o suportăm de la bugetul local este de 3.699.239 de lei. Iată că la aceste două proiecte, proiectul cu școala numărul Liviu Rebreanu și școala 4, plus proiectul cu reabilitarea sediului administrativ din strada Gârlei, fosta clădire gaze, trebuie să susținem financiar de la bugetul local suma de 58, cred că da, 58-59 de miliarde de lei vechi. O sumă foarte mare care, când mai vin câte unii și toți zici, țipă în gura mare că să facem și aia, și aia, și aia, și aia. Și banii. Arătați banii, de unde scoatem banii. Sursa de finanțare. Pentru că unul din aceste proiecte sau altul, dacă nu avem sursa de cofinanțare, nu-l putem realiza. Asta e foarte important. Domnul președinte, dacă vreți să le supuneți. Mulțumesc. Bună ziua din nou. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre. Președinte, mă scuzați. Da. La punctul de nu votez. Este... Vă rog să menționați în procesul verbal. Da, mulțumesc. Da. Primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii publice, sediul administrativ din strada Gârlei fără număr, orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 10, fondul local, cod proiect, C10I3127. Materiile au fost prezentate la comisii. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Există da. Varianta prinderii acestui proiect prin alte fonduri, să nu se dea la buget 2.200.000?
Dacă propuneți lucrul ăsta și dacă... Pentru că la grădiniță, care era totuși, cred că era o urgență față de această grădiniță. Și suma era cei drept mai mare, 3.700 de miliarde. Da, era 3.600 de miliarde. Dacă propuneți lucrul ăsta, eu sunt într totul de acord. Adică eu... Mai puneam ceva și făceam grădinița complet. Sunt copii acolo, sunt... Grădinița asta se va da pe igual, nu știu care, ce funcționalitate se va da. Funcționalitate se va găsi, pentru că, spre exemplu, acum va intra în reabilitare sediul poliției orașului Comănești. Vă dau un exemplu. Și nu știm unde să le dăm o locație ca în perioada reabilitării clădirii respective să poată să funcționeze. Cândva, când am făcut centru 5 de lângă pompieri, la acea vreme părea că nu își are utilitatea. Nu aveam un... Și iată cât de utilă este acea clădire. Deci orice clădire care o avem, trebuie să o reabilităm, să o modernizăm, să o facem în așa fel încât să poată să fie la dispoziția noastră. Dacă doriți, eu sunt într-un totul de acord. Să o punem pe... Să o putem prinde pe un... pe AFM, spre exemplu. Sau măcar să facă numai ce e eligibil? Da, ca să nu fie pierdut niște bani. Da, nu, dar nu putem face numai ce e eligibil. Nu există. Nu există. Nu există. Doamna Alina, ia spuneți-mi. Acum nu poate fi depusă, pentru că în decembrie se va lansa noul program, se va da o valoare totală de 6 milioane de lei pe oraș. Deci aveam dreptul la o singură clădire, ca să zicem așa. Nu mă refeream pe PNRR, să facem doar valoare eligibilă. Nu există lucrul ăsta. Și mai trebuie să ne spun că noi vom spate la licitație această sumă. E posibil să vină o să contracteze o valoare mai mică față de cea propusă. Da, și pe APR se poate fi CRAI nou. Deci CRAI nou putem depune pe AFM. Aia a fost o portă. Este... La momentul ăsta, momentul actual, cu la CRAI nou, nu mai putem face, nu putem muta fondul din nou. Nu, asta e clar. Asta e clar. Există posibilitatea, cum a zis doamna Alina, pentru asta, să mutăm grădinița CRAI nou pe AFM când vine finanțarea în decembrie. Bun, CRAI nou e clar. Bun. Anglie, nu le putem muta pe AFM. Atunci aș propune să mergem cu această clădire acum și să mergem cu grădinița pe AFM. Dacă găsiți oportunități și considerați că este mai bine așa, așa facem, cum spuneți dumneavoastră. Deci trebuie să găsim soluțiile cele mai bune, pentru că cofinanțări la bugetul local avem foarte mari pe toate proiectele acestea. Nu vă spun pe celelalte proiecte care sunt, pe... Proiectul pe Lăloaia, cu zavodă, școala, sala de sport, clădirea pe strada Minerului, clădirea școlii Ciprian Porumbescu, unde am mai construit un corp de clădire aproape cât este școala de mare. Aproape am mărit, am dublat clădirea școlii. Ar trebui gândite și foarte bine și prioritizate, care sunt cu prioritatea numărul 1 și făcute. De aceea suntem noi... La fiecare vin neeligibili și s-adună și noi o să facem... De aceea suntem noi aici. De aceea suntem aici. Vă rog să veniți cu propuneri, cu idei, cu surse de finanțare. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se menționează. Trei voturi să abțin. Șase din online. Trei din online. Păi aia din online, unde sunt? Aia... Să zică da, nu? Să-l auzim și noi, că a spus da, nu? Păi, spunem așa că e nu online, dar el nu e pe nicio culoare, nimic, pe nicio... Sau domnul consilier este wireless. Cu
ceilalți. Aveți microchip și nu știm noi, că noi încă n-am, eu știam că acum de-abia e în dezbatere problema și dacă noi aș suntem... vrea să notez exact cum își prenume. Cine se abține? Exact. Eu așa trebuie să fac mențiune în procesul de vot. Domnul Sarca, domnul Constantin și domnul Berea, prezenți. Sigur s-au obținut? Da. Da, da. Da. Colegii online. Care abține. Se abțin? Abține. Domnul consilier USR a votat împotriva școlii unde am învățat dumneavoastră școală, în Lăloaia, la Cozavodă. Fals. E, fals. A votat împotriva felului în care au fost formulate anumite articole din aceleași cele. Ba nu am votat niciodată împotriva reabilitării școlii și chiar am militat pentru reabilitare. Aveți dreptate. Exprimarea mea a fost greșită. Aici avem cu ședință pentru aceste două puncte. Domnul. Da? Campania electorală rămâne... Campania electorală rămâne pe grupurile dumneavoastră de Facebook, nu? Și la voastră la fel. Și la voastră la fel. Aveți mai multe grupuri de temuri. Aici este un, și o ședință publică. Și avem dreptul să ne prezentăm problemele corecte și rea. Este o ședință extraordinară și sunt doar două puncte de ordine de zi. Faceți diverse la ședința ordinară următoare. Eu să fac diverse? Păi ați mai făcut. N-ar fi o noutate asta. Diversele nu au fost făcute, au fost pe ordinea de zi, eu așa știu, da. Ca și consiliera. Deci nu divagați la modul că a făcut domnul primar. Deci sunt diverse nuanțe, domnul consilier. Da? Sunt diverse nuanțe. Când ai rubrică de diverse, acolo nu... Alte probleme. Putem. Alte probleme, diverse alte probleme, ale erau trecute pe ordinea de zi pe care îți vorbim și dumneavoastră. Să nu divagăm la... și să treci. Nu, dar trebuie să nominalizeze cine a votat, s-a abținut, ca să poată completa în procesul verbal. Deci, domnul Sarca, abținere. Da. Domnul Constantin, abținere. Domnul Berea, abținere. Și pe cum mi-a spus domnul Constantin, domnul Ardeleanu, Munteanu, Tiburcu... Păi trebuie să-i auzim și pe ei, că o să spună că nu e adevărat, că ei nu s-au abținut. Stai să refac lumea doar. Dacă această sală ar fi avut o instalație de sonorizare și de valoarea cuvântului, firească, normală pentru secolul în care trăim... Parcă spuneați că am terminat rubrica de diverse sau alte probleme, domnul consilier. Fiecare și-ar fi putut spune... Puneți-o la alte probleme, dură următoare. Sunt două puncte pe ordinea de zi. Dacă țineți foarte bine minte, când v-am preluat online, v-am și întrebat aici, pentru că toți ochii erau ațintiți la mine, cum votați, vă aduceți aminte, din ședințe. Ei, asta se cere de la domnul consilier de la PSD, care sunt în online. Nu văd o problemă aici. Domnul Raica, această problemă am ridicat-o încă de la prima ședință la care nu este discuția despre o sonorizare, este doar discuția legată de a fi preluat online și dumneavoastră știți mai bine ca alți consilieri că ați fost preluat online de atâtea ori. Și știți foarte bine că atunci când nu am auzit votul dumneavoastră pentru sau contra... Dar despre asta discutăm. Ba da, despre ce discutăm? Despre sonorizarea sunului, domnul consilier? Domnul consilier, am spus de sonorizare. Da, ca să se audă și de... În cele 5 ședințe care ați fost online, v-am predicat ceva să votați? Nu v-am predicat nimic, pentru că domnul președinte al Comisiei Economice va prelua fără niciun fel de problemă, și în cadrul comisiei. Domnul consilier, dar despre ce discutați? Despre ce discutați? Este vorba de a prelua online și a-și exprima vot. Domnul Lai, domnul Sarca, vă rog frumos. Pentru punctul 1. Ionuț, mă auzi? Ionuț, mă auzi? Da,
Anca, atunci mă auzi? Da, da, da. La punctul 1, pentru abținere sau împotrivă? Da, abțin, la punctul 1. Te-am auzit, Claudiu? Abțin. Eu nu-ți mă auzi? Domnul Comisar, mulțumesc! Bun, și domnul Tomița? Nu, nu-l băgăm atunci. Nu reușesc să mai conectez. Păi, atunci nu-l trec. O să fie din partea noastră, deci domnul Tomița nu pune în partea sau nu-l trașteți, cum vreți. Nu fac nici până la votcația lucrurile dumneavoastră, să pun absentă. Da, domnul președinte, dacă îmi permiteți ca să lămurim problema cu sala, cu modernizarea și cu totul, știți că noi am votat un proiect pentru reabilitarea acestei clădiri. Cu vreo jumătate de an în urmă, nu știu ce. Și au fost vot dat pentru reabilitarea acestei clădiri, de toată lumea, în afară de domnul consilier USR, care a fost împotriva reabilitării acestei clădiri. Acum, spune în gura mare că noi nu vrem să modernizăm, să facem, să dregem. Păi dacă ești împotriva reabilitării clădirii, cum să modernizăm? Domnul Sarca. Sonorizarea este altceva, deci în cadrul reabilitării clădirii... Se desprimarte aproape 20 de ani. Domnul Sarca, domnul Sarca, vă rog frumos. Așteptați să vorbească domnul primar, după care vă dau cuvântul și dumneavoastră. Nu simultan. Da. Deci în momentul în care am avut pe ordinea de zi reabilitarea acestei clădiri, a clădirii a primăriei orașului Comănești, domnul consilier USR nu numai că s-a abținut, a votat împotrivă, s-a justificat că el nu votează pentru reabilitarea clădirei primăriei, pentru că ar fi mai important de reabilitat școala Cuza Vodă de la Lăloaia, de lângă biserică. I-am spus atunci că acolo este proiect din 2018, s-au parcurs toate etapele acestui proiect privind Dali, PTH, licitații de execuție și că suntem în derularea acestui proiect, ceea ce știți cu toții acum că este în derulare. Nu numai atât. S-a dus și a făcut selfie pe lângă școală pe acolo, s-a pozat prin toate direcțiile și roată școlii că uitați cum arată această școală și că primarul, în loc să reabiliteze această școală, a emis documentații și HCL privind reabilitarea clădirii primăriei orașului Comănești. Specificându-i și la alte ședințe că acea clădire a școlii este în program de reabilitare, de execuție și toate celelalte, n-a înțeles. Aș vrea să-l întreb acum, dacă toți suntem în această... Știți că acea clădire de care ați tot spus că nu o reabilităm, știți că este în execuție și că este proiect din 2018 și că acea clădire a fost prinsă și nu mai puteam să mai aprobăm să reabilităm pe un alt program de finanțare o clădire care era în execuție tot pe un program pe fonduri europene din 2018. O clădire care este în execuție pe program de finanțare din 2018. Nu putem să o băgăm din nou, acum, doar că cineva spune că eu nu sunt de acord să reabilitez primăria, că vreau să fie reabilitată școala. Școala se reabilitează pe acel program din 2018. Știți lucrul ăsta? Domnul președinte, punctual, vreau să iau prevență. Și vreau și domnul Lungu, dacă se poate să orienteze, că am vrea să fiu văzut pe de-au cuvântul. Vă rog frumos. Școala aceasta a stat cu tâmpăria veche și cu tembuiala dată jos de pe pereți mai bine de 20 de ani. Și mai bine de 20 de ani școala aceasta a stat în niște condiții jalnice, ca după război a arătat această școală. Și nu vă preocupa.
Mai mult decât atât, i-ați aburit pe oameni spunându-le că sunt galerii de mină pe dedesubt. Și culmea, construiți o altă clădire nouă, chiar lângă gura minei, unde probabilitatea de a fi existat galerii de mină pe sub școala de lângă Rai e mult mai mare. Spunând atunci că e mai ușor să construiți o clădire nouă decât să o renovați pe asta. Atunci nu vă veniți să ideea, nu vă veniți ideea că sunt galerii pe sub școala de lângă biserică. Următorul a venit prăgostioarea asta. Ca să-i mințiți pe oameni și să aveți o scuză pentru această tărăgânare. De unde a scos bazaconii asta cu galeriile de mină? De unde le-a scos? Acum negați. De unde scoateți bazaconiile astea, domnule? Dumneavoastră știți mai bine ce am spus eu? Știți mai bine ce am spus eu? Da, pentru că v-am auzit. M-ați auzit pe mine, că-s galerii de mină pe sub școală. Acolo au fost lăsați să învețe copiii din clasele mici. Domnul, filmăm o ședință sau pe domnul primar și pe domnul președinte? Vă rog frumos. Deci, nu sunt doar domnii prezenți la ședință. Da. Deci, corect ar fi să vă faceți datoria de cameraman. Sunt două camere, una îndreptată în sală, una îndreptată în partea. Aceea e doar pentru dumneavoastră. Domnul Sarca, domnul Sarca, mai aveți ceva de... Da, mai am ceva de adăugat. Vă rog. Deci, mai am un aspect aici. Evident că sunt pentru renovarea primăriei, dar nu consider că acum este momentul oportun, orașul având atâtea minusuri. Dar costul unei instalații de sonorizare nu era ceva atât de exagerat, cât să legi chestia asta de reabilitarea primăriei. Mai mult de atât, au rămas în școala de la Leroaia copii de grupă mică, început să mă spune asta, care practic au suferit cel mai mult. Copiii cei mai mici sunt cei mai vulnerabili în fața răcelilor. Și au stat vreo 3-4 clase de copii mici la Leroaia, în condiții de frig, sobe încălzite cu lemne și cu cărcox, cărbune, ce-o mai fi adus primăria acolo. Ceea ce mi se pare o mare nedreptate și o nepăsare din partea primăriei față de dramă de tineret care a mai rămas în orașul ăsta. În orașul acesta mort. Pentru că degeaba construiți și reabilitați școli și grădinițe, atâta vreme cât nu ajutați acest oraș să se dezvolte economic, ca tineretul să aibă un viitor aici în oraș. Eu? Da. Dar dumneavoastră ce rol aveți? Eu sunt artist. Să împiedicați dezvoltarea orașului? Dumneavoastră credeți că doar primarul face lucrurile astea? Nu primarul cu echipa Consiliului Local? O mulțime de proiecte am votat. Când am votat împotriva sau am obținut, am argumentat și de ce. Dar dumneavoastră de fiecare dată puneți cuvinte în gură ca să dați impresia populației că am zis cu totul altceva. Sunteți un politic după 20 de ani, nu mai sunteți primar. Și normal că mai aveți încă un mandat, pentru că va mânca efectiv rezultatul negativ următoarea lege, va distruge politic și mai ales pentru faptul că am ajuns să fiu un consiliu local, să pierdeți dumneavoastră primăria. Acum ar fi o frustrare enormă. Pentru dumneavoastră deci, este un mare avantaj că ați intrat în locul domnului Tamba. Noroc de Tamba că nu erați consilier acum. Noroc de Tamba, că a plecat pe la Rădăuți. Dumneavoastră, ce să vă fac? E norocul dumneavoastră. Am făcut mai multe lucruri pentru oraș în 9 ani de zile, în care, crezându-vă om de bună credință, v-am ajutat ca pe un frate. Și mi-a scărcat pragul acasă de mii de ori. Iar o lucru în început, oameni buni, haideți să facem ședință de Consiliul Local pentru care ne-am întâlnit. Trebuie să se înțeleagă un pic contextul. De când ați intrat aici, contextul este același, domnul Sarca. O luați de la început... Începeați să mai fiți avocatul domnului primar. Vă rog frumos, dacă domnul primar are ceva de obiectat... Discuțiile... Domnul Sarca! Domnul Sarca, discuțiile astea au mai fost... Iau cuvântul și văd că nu pot, pentru că o luați de la începuturile începuturilor. Haideți să discutăm contextul. Eu vreau să discut pe o chestie pe care dumneavoastră ați precizat-o un cuvânt acolo. Am și eu un cuvânt de spus, sunt la obiect
nu o iau de la asta, nu sunt avocatul domnului primar, sunt consilier PNL, sunt profesor de matematică la bază, am activat ca director un număr de 22 de ani, perioadă în care am cunoscut, ca să nu mai zic, am fost consilier și președinte al Comisiei de Învățământ din 2004 până în prezent. Am cunoscut care a fost situația, vă rog să rețineți că în acea perioadă în care s-a hotărât construirea noii școli, eu zic că a fost un lucru benefic. Pe sigur că da. Dar acea școală s-a construit când inspectoratul școlar avea la conducere membrii FSD. Li s-au prezentat situațiile, au fost pe teren, au fost, poate domnul Sarca nu știe, dar când a spus de galerii de mină, eu mi-am făcut așa un semn de întrebare. Eu știu că la fiecare proiect, așa cum vin fetele astea de la dezvoltare, precizează un proiect tehnic. Nu este făcut nici de primar, nici de președintele de ședință, nici de consilierul Laic, nici de consilierul Sarca. Este făcut de niște oameni care își asumă prin semnătură și ștampilă anumite lucruri. Eu, de când sunt aici, eu nu l-am auzit pe domnul primar sau pe altcineva spunând că acolo nu se poate reconstrui acea clădire de la școala 5, pentru că de desubt sunt galerii. În schimb, vă rog frumos, v-am lăsat să discutați. Vă rog frumos, lăsați-mă să termin și o să luați dumneavoastră din nou dreptul la cuvânt. Eu vreau să fiu foarte punctual pe ceea ce a spus dumneavoastră. Am auzit, în schimb, alt lucru. Facem școala nouă, pentru care noi avem deja finanțare și avem bani, putem ridica școala, mutat elevii, și când vom avea fonduri, vom intra și cu această clădire în reabilitare. Și atât că s-au ajuns la cele fonduri. Poate dumneavoastră nu știți, încălzirea s-a făcut cu lemne, nu s-a făcut cu cărbune, domnul Sac. Cox sau mai enumerat? Cox. Ați enumerat. Asta da, putem enumera dacă suntem la Palanca, la, eu știu, într-un sat de munte, unde este așa. De ani au fost aduse tot felul de materiale. Discutăm, eu știu, de când sunt din 2004, că toate școlile, inclusiv școala Liviu Repreanu, care avea structură, școala numărul 4, și școala Lăloaia, știu că au fost alimentate în permanență cu lemne. Deci, nu mai introduceți de la dumneavoastră. De unde vreți să aveți credibilitate când spuneți că s-au alimentat cu anumite chestii? Dacă nu știți mai degrabă, nu spuneți. După aceea, spuneți că a fost o școală veche. Da. Eu când am venit aici în 90, am rămas surprins că n-am văzut niciun copac în orașul Comănești. Mi s-a părut un oraș șters. Dar, de-a lungul timpului s-au făcut. Școala, când a fost preluată, școala Liviu Repreanu, liceul. Acum că vorbește domnul Rai, mișcați camera, nu? Eu sunt participat la ședință. Da, în virtutea faptului că trebuie să filmați această ședință, ar trebui să faceți chestia asta într-un mod corect. Da. Domnul Sarca. Fii interesant să ne spuneți că dacă nu e locat, sunteți dumneavoastră prietinul să filmați aceste ședințe. Prin unor de el sau cum sunteți prietiți? Domnul Sarca. Domnul Sarca. Haideți să lăsăm. În 2004, când s-au preluat școlile, școala Liviu Repreanu nu avea gard, școala Ciprian Porumbescu, dacă vă aduceți aminte cum era terenul de sport cu acel gard rupt, putea intra oricine pe acolo, iar terenul era spart tot plin de burieni. Și încetul cu încetul, noi cei care am fost aici, am sprijinit conducerea orașului să facem ceva pentru oraș. Și am ajuns în stadiul actual, uitați-vă cum arată școlile. A fost niciun așa un pic reabilitarea asta nu s-a făcut pe vremea când am fost director. Avem și eu cu ce să mă luau. Dar în această perioadă s-a făcut liceu. Și tot așa mai departe. Am luat și am pus fiecare. Fiecare dintre consilieri care au fost și care suntem acum, au venit și am discutat problemele aici. Nu le-am discutat nici pe Facebook, nici în altă parte, nici nu le-am distorsionat. Am venit aici și consilierii de la PSD și consilierii de la alte partide, am venit și am discutat. După ce a intrat
domnul Tamba, consilier din partea USR, a început... A început circul. Hai să nu-i spun circ. A început... Totul era negativ. Nimic nu s-a făcut. Oraș mor. Și văd că aceleași cuvinte se... Știți de ce, domnul consilier? Pentru că domnul Tamba era în echipă cu domnul Sarca, pentru că domnul Tamba a candidat locul 1 pe lista de consilier local, locul 2 era Sarca, pentru că domnul Tamba a plecat de aici, automat a intrat locul 2, iar locul 3 era doamna Lucica Ilie, ca să știți și dumneavoastră. Și despre asta e vorba, că și pe Facebook vedeți circurile astea, de dimineață până seara, la cei trei care ar fi dorit să pună mâna pe putere. Dar numai că nu pot, pentru că acest loc de la primărie este ocupat și până nu le liberează, nu poate să intre ei. Și pe ei îi doare lucrul ăsta. Nu-i doare capul. Dar vă rog frumos, vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Vă rog, Lucica Ilie a candidat pe lista USR, ca să nu... Păi da, a candidat, ca să știți că sunteți în aceeași teapă. Ca să nu mai discutăm de altele. Și pentru că locul este ocupat, locul de primar, se bat băieții și fetele de se rup în două. Cum să-l dăm jos pe primar? Cum să-l dăm jos pe primar? Ei, ia că nu-l puteți da jos pe primar. Că pe primar nu l-a spus voi. Pe primar l-a ales măria sa poporul. Și tot măria sa poporul are posibilitate să mă schimbe atunci când constată că nu fac nimic. Nu atunci când constată că spune Lucica Ilie și cu Tamba și cu Sarca și cu Barca că nu face. Nu când spune, ci când vede cu ochii lor că nu face. Eu știu că v-ați învățat cu unanimitatea ca în comunism, dar oricine are dreptul la o opinie diversă și diferită. Și corectă, și corectă. Vă rog să adăugați asta. Opinia dumneavoastră, 98% din situații nu este corectă. Propun să trecem la doi pe ordinea de zi, ca să încheiem aici. Domnul Sarca. Deci, într-un cuvânt, această clădire este propusă spre reabilitare, aprobată spre reabilitare de tot Consiliul Local, în afară de domnul consilier USR, care acum pretinde că nu e mulțumit de cum funcționează această sală, deși a votat împotriva reabilitării și modernizării clădirii în care ne aflăm noi. Despre asta e vorba. Instalația de care ziceți dumneavoastră se va face cu ocazia reabilitării acestei clădiri. După 20 de ani, domnule, că am plantat munții care au fost defrișați și am construit ziduri și diguri pe malul apei, pentru că țipați în gura mare că vă ia apa. Și am făcut și diguri și gabioane și pâraie și de toate. Am construit și am tras rețele de apă. În fiecare an am făcut ceva. În fiecare lună am construit ceva pentru acest oraș. Lucruri pe care dumneavoastră nu le veți vedea niciodată. Știți de ce nu le veți vedea? Pentru că nu o să ajungeți niciodată să le puteți vedea. Nu le veți putea vedea. Așa că puteți să spuneți ce vreți. Luați-o pe Lucica Ilie, puneți-vă aparatul în gât și faceți fotografii. Da, mulțumesc, domnul Sarca. Vă rog frumos să trecem la punctul 2. Domnul Sarca. Dumneata te consideri superior. Dumneata îți arogi prin infatuarea care o ai și prin aroganța care o ai, îți arogi drepturi, merite și mare nu știu ce. Ce credeți? Că toate proiectele acestea le-a făcut primarul, le-a scris primarul? Sunt echipe de specialiști care fac proiecte, echipe de specialiști care le pun în execuție, echipe de specialiști care le monitorizează și le implementează și echipe de specialiști de la Uniunea Europeană care ne finanțează și ne urmăresc aceste proiecte. Totul este un ansamblu care funcționează cap-coadă, de la A la Z. Mai funcționează și virusii pe lângă acest ansamblu. Virusii se numesc USR, care vin și spun nu s-a făcut nimic, nu-i bun nimic, este tot o panoramă, tot un ce, tot un nu știu ce. Deci despre asta vorbim noi. Noi construim clădirea cu tare, spune nu, eu vreau aia la altă. Noi aprobăm ascendit clădirea de la gaze, spune nu, noi nu vrem clădirea asta, vrem clădirea cealaltă. Și când ajungem la aia, nu aia, vrem aia la altă. Dar de ce nu suntem la obiect? De ce nu suntem de acord cu reabilitarea acestei clădiri de la gaze? Pentru că valoarea mea în Egipt este foarte mare. Și decât să dau 2.200.000 de lei de o clădire care nu este o prioritară, mai bine de dat mi-a credință că ai nou.
mai puneam încă 1 milion și ceva și ajungeam la o valoare demnă de mai puneați dumneavoastră 20 de miliarde. Păi arătați-ne de unde îi puneți. Ce cereți pentru clădirea asta bani? Dar clădirea aceasta când a fost aprobată de dumneavoastră, domnule, iar eu la grădinița Crainou, ca să vă intre în cap, am fost inițiatorul proiectului prin care am cerut Consiliul Local, aprobarea proiectului de finanțare și valoare eligibilă și neeligibilă pentru grădinița Crainou. Iar dumneavoastră v-ați împotrivit, domnule. Dumneavoastră, consilier USR și PSD, toți v-ați împotrivit. Eu am fost inițiatorul proiectului de construire de reabilitare. Dumneavoastră v-ați abținut, adică nu ați votat pentru. Și atunci, acum faceți pretenții că nu se construiește grădinița Crainou, după ce v-ați împotrivit, după ce nu ați votat acel proiect inițiat de mine? Păi, dar nu știți să citiți măcar o hârtie, un proiect de hotărâre? Proiectul de hotărâre spune, privind aprobarea construirii grădiniței Crainou. Și dumneavoastră nu ați aprobat-o. Bați scâmpii, domnule. Am văzut în ce hai ați văzut în vișina vista ministrului dezvoltării. Domnul Sarca. Haideți să trecem mai departe. Putem trece la punctul 2, da? Domnul Sarca. Deci dumneata nu ai aprobat grădinița Crainou, iar acum vii și spui că nu aprob construcția clădirii de la gaze, că nu s-a aprobat Crainou. Dar cine n-a aprobat Crainou, domnule? Dumneata n-ai aprobat. Dumneata nu ai aprobat, domnule. Nu. Eu am avut proiect de aprobare. Am avut proiect care l-am... Domnule, am avut proiect supus dezbaterii Consiliului Local privind aprobarea investiției a PTH-ului clădirii grădiniței Crainou. Dumneavoastră nu l-ați aprobat. Și acum spuneți că nu aprobați clădirea aceasta. Acum nu aprobați clădirea acum de la gaze, că nu s-a aprobat Crainou. Adică că dumneavoastră nu ați aprobat Crainou. Doamna secretară. Da, primul punct pe ordinea de zi. Domnul Berea, stați. 13 voturi pentru și 6 abțineri, ca să știți. Domnul Tomița. Da, domnul Berea, aveți cuvântul. Sper că scurt. Nu aveți dreptate, domnul Mahasimit, ca să am votat, ne-am abținut pentru ca să se renunțe, la proiectul respectiv. Dar proiectul cum era? Proiectul era inițiat de mine. V-am prezentat un proiect spre aprobare, nu spre renunțare. Da. Spre da. Aprobare. Dumneavoastră, prin abținere, nu l-ați votat. Păi cum nu l-a nu adevărat? Păi dacă era, putea să spuneți, noi votăm pentru. Dumneavoastră v-ați abținut. Abținerea nu este vot pentru. Abținerea este vot împotrivă. Da. Păi da, deci credeți dumneavoastră, atât voturile celor de la PNL, cât și voturile dumneavoastră de abținere, nu s-au cuantificat ca și voturi pentru. Nu a fost cuantificat niciun vot pentru. Păi acum de ce spuneți că din cauza mea, din cauza primarului nu se face Crainou? Din cauza dumneavoastră nu se face, domnule. Pentru că eu am propus preaprobare, domnilor. Eu am venit cu proiect de hotărâre pentru... Domnule, vă rog respectuos... Domnul Sarca, vă rog frumos. Deci, domnul... Nu se poate. Nu m-am lăsat niciun cuvânt de zis. Grădinița Crainou am venit la ședința trecută cu proiect de hotărâre pentru aprobarea acelui proiect. Dumneavoastră nu l-ați votat. Primarul orașului a inițiat proiect de aprobare, iar dumneavoastră ați votat prin abținere, nu înseamnă vot pentru. Abținerea nu se cuantifică ca vot pentru. Deci dumneavoastră nu ați votat acel proiect al grădiniței Crainou de care faceți caz astăzi și pentru care dumneavoastră spuneți că nu votați nici clădirea de la gaze, clădirea de pe strada Avram Gârlei, fără număr. Gârlei, tocmai pentru faptul că, vezi, doamne, nu s-a aprobat Crainou. Dar cine nu a aprobat Crainou, domnilor? Discuții din ședință au fost și chiar și dumneavoastră a spus că este o sumă mare și bine ar fi să mutăm proiectul de alt
program operațional. Dacă există oportunitate. Da, da. Da, putem trece la punctul 2 pe ordinea de zi, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Rebreanu Comănești și la structura arondată școala numărul 4 Comănești, cod SMIS 124.362. Proiectul a fost prezentat la comisii. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Aici sunteți de acord cu suma neeligibilă de 36 miliarde. Au votat pentru. Încheiem ședința aici.